Corpul de control al prefecturii Gorj a plecat de la primăria Albeni cu multe nereguli depistate. În cele 40 de pagini ale raportului se regăsesc fapte cu tentă penală, iar poliția și alte instituții abilitate vor fi sesizate în acest sens. Printre neregulile constatate se numără atât taxe speciale nelegale, cât și documente trimise sub forme diferite la instituțiile statului și încălcări grave ale codului administrativ. Dincolo de greșelile imputate primarului, se pare că nici secretarul comunei nu și-a îndeplinit atribuțiile. Codul administrativ prevede că acesta este obligat să transmită actele administrative către prefectura Gorj în termen de 10 zile, iar la cunoștință publică în 5. Secretarul nu și-a îndeplinit aceste atribuții și nu ar fi la prima abatere. Acesta a mai fost cercetat disciplinar și în anii trecuți, însă fără niciun rezultat. Acum va fi din nou trecut prin Comisia de Disciplină. Cu privire la secretar, anul trecut, în cursul anului 2020, știu sigur că de 3 ori a fost la noi în Comisia de Disciplină, care este la nivelul instituției prefectului. Acum urmează să se constituie după apariția codului administrativ și unde a fost inclus secretarul general al prefecturii și o să fie formată din secretarul general al județului, secretarul prefecturii și un reprezentant al secretarilor din județ și trebuie să apară cadrul legal în acest sens și să se constituie, să se înființeze din nou această comisie de disciplină și de 3 ori a fost sancționat. Noi propunem, această comisie propune conducătorului să fie sancționat și a fost de 3 ori sancționat. Gradual, poate să fie până la urmă și eliberat din funcție, conform codului administrativ. Mai mult și numerele de înregistrare erau date defectuos, constatându-se că în registru au fost omise ori oprite mai multe numere ce nu au corespondent în actele administrative. În anul 2021 nu figurează înregistrată nicio hotărâre de consiliu, iar în 2020 doar primele 3 au fost trecute în registru. Secretarul nici măcar nu a vrut să pună la dispoziția corpului de control documentele solicitate, așadar pentru toate acestea vor fi sesizate organele abilitate. Câteva hotărâri ale Consiliului Local sunt și ele lovite de nelegalitate, întrucât lipsește semnătura președintelui de ședință, așadar și în acest caz vor fi sesizate organele de cercetare penală. Dincolo de aspectele organizatorice ale primăriei Albeni, cetățenii au fost prejudiciați. Aceiași oameni care l-au votat în număr mare pe Ionuț Stan au fost păgubiți cu câte aproape 800 de lei printr-o taxă specială. Cei care au solicitat racordarea la rețeaua de gaze au fost nevoiți să plătească această taxă, cu toate că în prezent legea prevede că racordarea este gratuită. Cetățenii păgubiți își pot cere totuși banii înapoi, însă șansele să îi primească de bunăvoie sunt minime. Acea taxă o puseseră acum câțiva ani de zile ca o contribuție a cetățenilor pentru introducerea de gaze naturale, ceea ce în prezent se menține și mi-a spus că este nelegală. Și a fost plătită? A fost plătită la cetățenii care doreau să se branșeze la gaze, ce în prezent nu mai este și nu e cadrul legal pentru așa ceva. Deci da. Inclusiv în prezent este... Era prinsă în, da, în actul administrativ de taxe, mai ales că a apărut anul trecut, gazele naturale se introduc gratuit, da? Este un ordin al ANR. Da, solicita această taxă. Organele de cercetare penală vor fi sesizate și pentru nereguli privind anumite investiții și contracte de lucrări încheiate nelegal, dar și pentru abaterile constatate în domeniul numirii în funcții publice. Casiera primăriei a fost menținută pe post de debutant timp de 5 ani de zile și au fost și delegate atribuții care exced limitelor delegării reglementate de codul administrativ. Conform legii, gradul profesional debutant îl poate avea o persoană fără vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției, însă după un an de zile, gradul profesional trebuie promovat. În cazul în care nu îndeplinește criteriile necesare, debutantul poate fi eliberat din funcție. În niciun caz, o persoană nu mai poate fi considerată fără experiență după 5 ani de muncă pe același post. De 5 ani este pe postul de debutant cu studii superioare. Și trebuia să, după un an de zile, cum spune și codul administrativ și legea, înainte de a apărea legea, codul administrativ, legea funcționarului publici 188/99, să-i facă evaluarea și să-i dea gradul următor de asistență sau să le libereze din funcție, dacă nu corespundea. Așadar, primăria Albeni pare să fie un stat în stat, întrucât nici reglementările în vigoare nu se respectă, se impun taxe speciale nelegale, iar promovările și actele administrative nu țin cont de litera legii, ci de bunul plac al conducătorilor instituției.